Нет, трудно. Да, прямо через. Одну секунду, Сергей, есть Суня, отберись? Да, да. Gata? Da, da. În primul rând, vă mulțumesc pentru că mai există presă independentă în țara asta și ați venit aici ca să ascultați ce vreau să spun și eu. Vreau să vă comunic că Procuratura Generală m-a contactat imediat după ce am declarat într-o emisiune televizată la Jurnal TV. După ce înțeleg eu, se prefigurează mai multe fapte penale care trebuie investigate de procurori. Printre acestea se numără îmbogățire ilicită, spălare de bani, vânzarea bunurilor sechestrate și amenințarea cu moarte. Nu pot să vă dau mai multe detalii despre făptașii acestor infracțiuni, pentru că totuși operează prezumția de nevinovăție și o să lăsăm procurorii să-și facă treaba. Vreau doar să menționez că eu voi depune tot efortul necesar pentru ca procurorii să-și poată face treaba obiectiv și imparțial. Vreau să trag atenția că în ultimul timp am primit mai multe mesaje de amenințare atât din partea rudelor lui Filat, cât și din partea unor persoane necunoscute pentru mine. Mai exact ce era în mesajele de amenințare? Eu niciodată nu mi-am dorit să fac justiție televizată și am pledat pentru un proces echitabil, onest. Cu părere de rău, Filat a fost primul care a ieșit în presă și m-a denigrat destul de grav în fața opiniei publice. Eu am așteptat 2 ani ca el să se liniștească, însă nu a fost să fie. Trebuie să înțelegeți că eu sunt în drept să-mi apăr onoarea și demnitatea cu aceleași arme pe care le-a folosit și Filat. S-a invocat foarte mult secretul profesional. Să știți că noi, avocații, păstrăm secretul profesional și eu personal am lucrat în sute de procese comerciale, civile, penale și niciodată nu mi-am permis să divulg secretul profesional al avocatului. Însă, în acest caz, Filat, practic, implicit, a renunțat la secretul de confidențial, pentru că ce a făcut, el m-a atacat în presă și eu sunt nevoit să mă apăr, să-mi apăr onoarea și demnitatea mea, pe de o parte. Pe de altă parte, el și complicii lui au săvârșit infracțiuni și consider că este de misiunea avocatului să raporteze atunci când are loc o infracțiune în timpul exercitării profesiei. Vreau să mai adaug următoarele. Am observat două grupuri mari care m-au atacat în presă. Ăștia sunt avocații lui Platon, avocații lui Plahotniuc, cei lui Filat și, cât nu ar fi de surpriză pentru mine, și oamenii din PSRM, adică oamenii lui Dodon. Vreau să transmit pe această cale un mesaj acelor jurnaliști gen Lucheniuc, Gandra Bur și alți analiști politici care servesc acestui regim al lui Dodon, că eu nu o să mă opresc aici. Orice intimidare și amenințare la onoarea și demnitatea mea va fi cu răspuns și nu va fi doar declarații de presă, dar și probe. De aceea eu voi merge astăzi în fața procurorilor să mai întâi să mă documentez, să vedem ce informații au ei și ce dosare, pentru că de la ei am înțeles că sunt deja multe dosare pe rol de ceea ce am declarat eu. Și trebuie să înțelegeți că
legea Republicii Moldova nu permite ca avocatul să fie audiat în calitate de martor pe procesele penale în care el a lucrat. De aceea, eu nici într-un caz nu voi face declarații pe marginea cazurilor pe care am lucrat eu. Eu voi vorbi cel mai probabil despre cele fapte care le cunosc, care sunt în afara scopului contractelor de asistență juridică în care am lucrat. Cam atât, dacă aveți întrebări. Da, domnule Popa, spuneți-ne, de ce acum ați ieșit cu aceste declarații de dezvăluiri și n-ați făcut-o mai devreme? Că știați de mult. Vă mulțumesc. Deci, Filat a început să mă denigreze în anul 2018. Eu am avut o comunicare cu dumnealui printr-un intermediar care este prietenul lui. Știți ce a făcut Filat? El a transmis acele persoane că, domnul Popa, vă rog să nu faceți nicio declarație în presă, vă rog să înțelegeți că eu acum sunt bolnav și după ce o să-mi revin, ne vom întâlni și vom discuta. Ei, Filat, ca întotdeauna, a mințit. În afară de asta, ce s-a întâmplat în dosarul în care l-am apărat eu, urmau să treacă anumite perioade de timp să vedem dacă se confirmă ceea ce presupuneam atunci. Am așteptat 2 ani, așa cum spuneam, ca Filat să se liniștească și să nu mai facă acuzații în presă. Deci, practic, ultima picătură care n-am mai putut să stau a fost ultima ieșire de la TV8, dacă nu greșesc, în care a făcut iarăși acuzații grave împotriva mea și atunci am hotărât să ies, să-mi apăr onoarea și demnitatea. Deci scopul meu nu a fost să învinovățesc anumite persoane, scopul meu a fost să comunic cu presa, să explic care este adevărul și ca Filat să se stopeze să mai comunice acuzații care nu sunt adevărate. Ai întrebări? Biroul avocaților, mai exact, s-a expus și a zis că dumneavoastră nu respectați deontologia juristului. Cum comentați asta? Voi explica asta și în referințele mele față de Uniunea Avocaților. Eu, să vă spun sincer, am așteptat o altă consolidare a Bresle Avocațiale, însă probabil colegii sunt, să zicem așa, manipulați de anumite persoane. Deci legea spune clar că noi trebuie să respectăm secretul profesional. Însă, atunci când onorariile sunt contestate, 1. Atunci când ești acuzat în presă că ai săvârșit infracțiuni grave, trebuie să te aperi și ești în drept să divulgi anumite date din secretul profesional pentru a te apăra. Este foarte simplu. Dacă tot ați vorbit despre onorarii, știu că ați avut și un litigiu cu domnul Filat. Vi s-a plătit tot sau încă? Deci, Filat a rămas dator, exact așa cum a rămas dator față de mulți consultanți cu care a lucrat, inclusiv față de compania Greenberg, la o anumită perioadă. Însă noi am iertat acea datorie. Noi am trecut la pierdere acea datorie și ne-am spus nu mai vrem niciun ban de la Filat, vrem doar să-și ceară scuze pentru ceea ce a făcut și vrem ca să aibă un comportament corect, cel puțin în societate, pentru că menirea executării pedepsei până la urmă a fost corectarea acestei persoane. Numai după câte vedem, el nu s-a corectat, el n-a înțeles nimic. El a ieșit din pușcărie și încearcă în continuare să revină în politică cu niște metode murdare, de a ataca pe alții. Și asta nu este corect. Altceva? Ați spus că ați primit amenințări din partea rudelor, veți sesiza organele de forță? Da, evident. Voi depune plângeri pe acest subiect. Rudele lui Filat și oamenii necunoscuți care presupun că sunt de-a lui Plahotniuc m-au amenințat cu moartea, cu răfuială fizică. Mai mult ca atât, ați văzut și limbajul băjocoritor al lui Filat în care se lăuda că dă pumn în bot. Ori un polițian își poate permite așa ceva într-un stat de drept? Dar cum ați primit aceste mesaje? Prin cineva? V-au trimis scrisori? Astea vor fi probe la dosar. Haideți să așteptăm atunci când ancheta se va finaliza. Și domnul Filat a declarat vineri că va depune o sesizare la procuratură și mai multe plângeri penale prin alte instanțe. Cum comentați? Pe numele dumneavoastră? Nu vreau să comentez, sunt niște aberații de la Filat. Domnule Popa, spuneți-ne, mai vorbiți cu Plahotniuc? Nu, evident. Ce să vorbesc cu acest infractor? Dumneavoastră, în cadrul acelei emisiuni unde ați făcut dezvăluirile,
Am văzut că ați dat și numărul lui Plahotniuc, că ați spus că v-ați întâlnit cu el. Deci noi vom organiza în timp apropiat, cel mai probabil la mijlocul acestei săptămâni. Eu am solicitat să fie organizată o nouă emisiune în care voi ieși cu noi dezvăluiri despre crimele comise de Plahotniuc, despre hotelul cumpărat în Miami de Plahotniuc și multe alte detalii. Și atunci o să înțelegeți, de fapt, unde s-au dus banii poporului moldovenesc. Acum, dacă nu mai aveți întrebări, o să plec, pentru că am promis că o să fiu la ora 10 fix și întârzi un pic, da? Domnule Popa, o să mai fiți aici peste vreo oră, două? Nu credem că o să fim aici, okay. Că ne așteaptă știrile. Da. Ați spus că cu domnul Filat, bine, vă apărați imaginea și că a făcut niște declarații despre dumneavoastră. Dar cu domnul Plahotniuc ce aveți? De ce și despre el faceți aceste dezvăluiri acum? Am spus, o să fac o emisiune specializată la acest subiect, ne trebuie cel puțin o oră ca să înțelegeți ce s-a întâmplat. Este prea puțin timp acum. Da? Mulțumim. Da? Băieți, scoate să mă rog. Vreți că eu am prins de mână acești bandiți care lucrează la procuratură și am toate documentele. Aproximativ 16.